Fiecare legendă se naște dintr-un adevăr. La începuturi, pe când oamenii erau mai iubitori și mai sinceri față de aproapele lor, se întâmplau minuni. Un astru, frate cu soarele, avea o fică și ea stea, care era foarte frumoasă. O iubea foarte mult și îi aducea în dar diferite obiecte neobișnuite. Odată i-a oferit în dar o oglindă fermecată. Cum se oglindea în acea oglindă, se transforma în ce voia ea și putea coborâ pe pământ. Cum vedea un loc mai frumos? Pe atunci pământul era o grădină de o frumusețe rară. Se grăbea să se transforme în om și pornea în călătorie, prin sate, prin orașe, prin păduri, prin munți nu se sătura să admire frumusețea locurilor. Odată a observat că este vrăjită de bunătatea oamenilor. A privit în oglindă și s-a transformat într-o crăiasă. A coborât printre oameni, a întâlnit un tânăr și s-a îndrăgostit. Astrul a aflat despre aventura fiicei și a reîntors-o pe bolta cerească fără voia ei. Pe oamenii care au cunoscut fata și care admirau povestea de dragoste a tinerilor, i-a transformat în pietre, iar oglinda a spart-o și-a aruncat-o pe pământ. În locul unde a căzut oglinda, a apărut o apă mare, limpede ca oglinda, iar pe malul apei sunt și astăzi niște pietre mari, amintindu-ne de istoria nemai pomenită de dragoste între fica astrului și tânărul pământean.